Bucureștiul a intrat oficial în scenariul verde. Prefectul capitalei Alin Stoica a anunțat noi măsuri de relaxare după ce rata de infectare a ajuns la 1,5 la mii de locuitori. Începând de mâine, de la ora 0, restaurantele și sălile de spectacol vor putea funcționa la jumătate din capacitate. Decizia a fost de a trece în scenariul verde în capitală și anume zone de spectacol, sălile de spectacol pot funcționa cu capacitate de 50%, restaurantele la interior pot funcționa cu capacitate de 50%, pot fi organizate evenimente de tip drive-in, de asemenea evenimente culturale în aer liber cu până la 300 de participanți. Copiii continuă însă să meargă la școală în scenariul hibrid. Elevii se vor putea întoarce cu toții în bănci abia în momentul în care capitala va avea o rată de incidență de sub 1 la mie. Se păstrează de asemenea și restricțiile de circulație pe timpul nopții, care vor rămâne valabile pe tot parcursul stării de alertă.